Bună ziua, prieteni, și bine ați revenit la mine pe canal. Eu sunt Cesima și astăzi sunt aici cu surioara mea, Anisia. Bună. Pentru că am realizat eu că noi două nu am gătit niciodată împreună, știați? Nu știați, logic. Dar noi nu am gătit niciodată împreună cât timp stăteam acasă. Și m-am gândit de ce să nu facem pentru prima dată pe vlog și, mai mult de atât, cu deserturi de pe TikTok de Halloween. Uimitor. Adică nu ne-am dus și noi la cartofi prăjiți și ceva, nu. O să vedeți la cine am aruncat. Dar asta este, o să râdem împreună, o să vedem ce ne iese. Eu chiar sunt foarte entuziasmată, pentru că dacă ne ies, o să ne iese, de fapt, nu? Da. Urmează să vedem. Înainte să începem clipul, nu uitați să vă abonați la acest canal dacă vă place ceea ce fac, să-mi dați și mie un like, un share și un subscribe pentru că m-ar ajuta foarte mult și cam atât. Mulțumesc. Prima și prima dată trebuie să scoatem ingredientele pe masă, bine? Suspendem acest decor. Apropo, decorul ăsta, să știți că nu este aici degeaba. Am filmat pe canalul lui Teo un vlog în care ne-am decorat casa de Halloween. Așa că dacă vreți să vedeți cum arată toată casa, mergeți la el pe canal pentru că abia ce s-a postat și clipul lui. O să vă las acum primul TikTok ca să vedeți ce avem de făcut prima dată. Ce încercăm să facem prima dată. Bun, ne-am pregătit aici hârtie de coc. Hai și poluatul. Ce formă vrei să iei? Rotund. Da. Cred că le împărțim. Că nu e corect. Aluatul nostru s-a cam dezghețat puțin. Și am pus făină ca să putem să nu mai stăm de aici. Ne merge bine. Da. Un țitul de foaie. Așa. Deci pe aici trebuie să facem două drepturi. Wow, ce bine ți ies cercurile. O, nu știu cum, am un talent înăscut. Pe următorul faci tu, bine? Fix deasupra lui. Please, my lady. Niciun dreptul nu știu fără să fac. Oh, doamne. Wow, avem prima de asta. Și al doilea. E mai mare. N-are nimic. All good. Nici nu e nou telefonul, nu vă gândiți, nu. Deci, am încercat, am făcut acolo formele, vi le arătăm imediat. Și acum vrem să facem și TikTok-ul ăsta. Am scos la imprimantă un dovleac și l-am decupat. Și acum o să încercăm să tăiem. Eu nu mă mai bag. Sunt aici pentru sprijin moral. Nu, stai niște că te pun la treabă imediat. Ai avut niște probleme cu tăiatul. Dar la următoarele, momentul adevărului. Ok. Wow! Wow, hai, hai mă, da, ieși. Și ce mai pune? Dacă așa. Hai, păi tu. Aaa, e zi. Așa, bun, mai departe. Oasele astea le face doar cu mozzarella, nu? N-aș fi crezut că osul e cel mai greu. Asta nu mai e os. Deci, uitați-vă! Deci e stigme. Nici câinii n-ar mânca. Deci, 3 ani mai târziu avem și noi 3 așa zise oase. Faza, știți care e? În niciunul dintre TikTok-urile alea nu scrie cât trebuie să stea la cuptor. Ăsta e al meu și ăsta e al Anisiei. Vedeți și gras e al meu și slab e al ei. Nu da body shame. O mumie dulce și o mumie sărată, gen. Și acum la cuptor. Și acum o lăsăm pe Anisia să facă bună alegere. Următoarea parte de la TikTok-ul ăsta. Yes. Wow, acum sunt gata de Masterchef. Noi nu avem glazură, așa că o să folosim frișcă. Punem frișcă într-o farfurie, da, păi mai bine. Și cu o lingură, că trebuie făcută formă de aia, da, de mumie. Vreau să mănânc. Deci miroase brownie-ul ăsta ceva incredibil. L-ai făcut un pic amici. Nu este adevărat. Și acum, fiți atenți. Super. Arată drăguț. Da, chiar arată drăguț. Și acum mai facem și restul. Am schimbat tactica și o să topim puțină ciocolată albă, în schimb.
foarte util ce față de tembelare, săracu. Deci când vrea din Eder și Edi. Renunțăm la ăștia. Atât vă zic. Noi nu avem rice crispy de la și eu nu știu neapărat cum se face și noi avem doar orez expandat și ăsta se rupe. Și nu iese, ok? Nu iese. Nu vreau să mănânc. Nu vreau. Haideți să scoatem alea din cuptor că nu mai pot. Deja se vede că dovleacul meu a avut o ieșire nervoasă. Atât s-a putut. Deci al meu ce arată ca o rață. Ala nisi e frumos. N-a dat pe afară, nu s-a întâmplat nimic. Pune-i ochișilul ăsta. Punem imediat și crucea pe coșciug. Desfacem și dovleacul. Asta săracă ce are? Ce s-a întâmplat? Oasele astea nici nu mai zic de ele. Aia zic. Asta zici că e din scândura lui Eden și Edi. Desfacem imediat și dovleacul ea. Dovleacul nu mai merge desfăcut. Gen, n-am folosit ce sfoară trebuie, atâta se poate, ăla e. Acolo ne mulțumim, încercăm aici. Bun, și acum facem acest desert. Dar bineînțeles, în varianta noastră, noi nu avem cookies. Și vom folosi acești biscuiți. Ia, de aici, n-ai. Uf. Dacă se dezlipește și ăsta, n-am ce să fac. Nu mai pot, s-a și rupt. Ne ajung trei? Da. Bun, trei biscuiți ăștia. Mai departe, Oreo, nu? Da. Hai să văd. Poate mai ușor. Mult mai ușor. Mult mai ușor. Câți de ăștia facem? Da, trei. Trei? Da. Eu, tu și Teo? Ok, by the way, e 5 dimineața când filmăm noi asta. Așa, ca fun fact. Și ce am realizat eu? Ha? Că gen peste asta trebuia să desenăm piciorul și dacă e deja cu ciocolată, cum mai desenăm piciorul și... Cu frișcă. Păi trebuia să fie un penjen. Și ai picioare albe. Ok. Deci, fii atenți. Schimbare de plan. Vor fi acești doi biscuiți. Facem așa, fii atent. Punem lipici prima dată. Și o să turnăm după aia. Eu o să turnăm. Cum vrei să facem? Zi-mi tu. Hai să luăm. Piști. Tocmai am pus tofifi în ciocolată mare. De ce n-am cumpărat o bomboană care e neagră? Întrebarea mea e cum facem covrigii. Pregăți-i răspuns singură. Trebuie să facem acum piciorușe. Că trebuia să pui un pungă de aia. Ah, fac eu unul și tu unul, da? Uh-huh. Bine, dacă mi-ai pus să faci tu pe amândoi. Încă e bine. Yeah. Nice! Altă e mai frisă. Avem guma asta de mestecat, care arată ca un ochi. Nu știu dacă mai vedeți voi acum. Ce drăguță e, dar ne pare ajută frisca. Asta e pisica mea și acum pisica ei. Da, mă, n-am bătut-o. Deja hai că eu... Nice! Wow! Wow. Care pisică e mai frumoasă? Hey. A mea sau ei? A mea sau ei? Mie îmi place a ta mai mult. Îmi place a ta mai mult. Bun, și acum trecem la următorul lucru. O să facem o mână, din câte am înțeles. Și acum trebuie să-i fierbem. Și următorul lucru. Și acum pentru TikTok-ul ăsta, noi nu avem crema aia, bineînțeles, și o să amestecăm frișcă cu colorant roșu. Prietenul nostru aici are cei mai strâmb dinți din lume, dar măcar îi are.
Dragilor, cam asta a fost și vlogul de astăzi. Sper din suflet că v-a plăcut. Nouă ne-a plăcut, chiar ne-a plăcut. Ne-am enervat, nu o să vă mințim, ne-am și enervat. Pentru că asta se întâmplă când facem asta pentru prima dată și la orele de genul ăsta. Dar trecem peste. Chiar a fost o experiență drăguță. Și poate cine știe, o să o repetăm și cu câteva snack-uri de Crăciun. Lăsați-mi în comentarii dacă vreți să vedeți și partea a doua de la acest vlog. Până atunci, noi v-am pupat să aveți o seară, dimineață, zi cât mai frumoasă. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!